Nu întotdeauna 10 pe linie îți asigură și succesul în viață. Eu cred că e foarte important ca, indiferent ce profesie avem în viață. Să știm să facem anumite lucruri. Foarte important să stăpânim știința mesajului non-verbal pe care noi îl exprimăm cu haina pe care o îmbrăcăm. Dacă nu aveam această imagine de ansamblu care este în spatele acestei magii, nu cred și că am. rezistam. Au venit la mine și mi-au spus că și-au construit cariera cu ținutele pe care le-am creat pentru ele. Pentru că o haină vorbește și atunci când tu taci. E foarte important să-ți identifici vocația. Să nu uităm să visăm frumos și după aceea să facem tot ceea ce este nevoie ca visul să prindă contur. Salutare dragilor și bine v-am regăsit de la un nou episod al podcastului Vezi Departe, locul unde discutăm despre idei, povești sau experiențe și strategii pe care le putem folosi astăzi, așa încât să vedem departe sau să privim cu încredere spre viitor. Astăzi am alături de mine o personalitate de referință în industria modei din România, cu o carieră de peste 30 de ani. A început ca o tânără economistă pasionată de modă, iar astăzi este recunoscută ca o antreprenoare de succes, realizând colecții vestimentare apreciate atât în România, cât și în străinătate. Ținutele sale au fost purtate de celebrități ca Nadia Comăneci, Simona Halep sau Andreea Mărin, iar creațiile sale au fost prezentate în reviste importante ca Ele, Unica și Viva. Este de asemenea și stilista primei doamne a României, Carmen Iohannis, iar colecțiile sale continuă să inspire și să motiveze tinerii din domeniul Modei. Îi spun un bun venit și îi mulțumesc că a acceptat invitația mea, creatorului brandului de modă Elis, doamna Eli Leslean. Bun venit! Bine te-am găsit și eu mulțumesc pentru invitație, am venit cu mare drag pentru că apreciez arădenii mei cei care se străduiesc să se ridice la un nivel absolut de excelență, aș putea să spun, și ceea ce ai făcut tu, Silvian, este într-adevăr de aplaudat și merită toate aprecierile și sunt cu mare, mare bucurie aici la tine în studio. Vă mulțumesc foarte mult! Ideea acestui podcast, Vezi departe, care mi-a fost în minte inițial și țin până la capăt acest scop, este cumva, zic eu, un podcast Inspirațional și educativ. Am zis că dorim să căutăm sau să vedem din experiențele fiecăruia cumva să învățăm și noi să vedem lucrurile care se aplică la noi și ce putem lua pentru a avea o viață de succes sau a privi departe, cum îmi place exact, mie să zic. Exact, exact. Și e, acum aș dori să vă întreb, nu știu, din perspectiva antreprenorială sau din perspectiva vieții, pur și simplu, ce. Înseamnă vezi departe pentru dumneavoastră. Înseamnă să fii în fiecare zi mai bun astăzi decât ai fost ieri. Înseamnă o permanentă preocupare pentru progresul personal, pentru evoluție și înseamnă să-ți stabilești niște obiective pe care după aceea să te străduiești să le și realizezi. Recunosc că așa din ceea ce spuneai tu mai înainte, mi-a venit în minte imaginea unei fetițe care a crescut la țară, care i-a plăcut locul întâi și coronița pe care o primeam în fiecare an. Mi-a plăcut să fiu în vârf, dar, după aceea, recunosc că atunci când am venit la oraș, când în clasa 9 am dat admitere și am intrat la Colegiul Național Moisenicoară, m-am simțit un pic complexată de colegii mei care veneau din familii de top, ca să spun așa, erau renumiți intelectuali, părinților. Iar eu mă simțeam sincer foarte complexată. Ei, ce am făcut atunci? Am început să mă uit cu atenție în jur, și să înțeleg cam ce cunoștințe ar trebui să-mi completez astfel încât să fiu la nivelul lor. Deci și... înțeleg cumva că această situație nu va a descurajat ci, no, din potrivă, no, v-a motivat no, 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 mai no, tare da. ca să... Da, da, da. Am avut parte de niște părinți absolut extraordinari și cred eu că educația pe care am primit-o acasă a fost poate cel mai important capital care l-am primit. Pe de o parte, acel bun simț, care întotdeauna a fost la noi acasă, dar în același timp îmi amintesc de tata care mă încuraja să, să am curaj, atunci când nu știu ceva, să întreb. Atunci când eu știu, trebuie să intru într-o instituție sau, așa, să bat la ușă. Și să cer permisiunea să intru. Adică, curajul acesta de a aborda și o situație necunoscută, pentru că, nu, ca și copii, și dacă ne gândim la educație și la tineri, sunt foarte multe necunoscute în jurul nostru. Totul este să ai, eu știu, curajul de a aborda. O situație necunoscută, și în felul ăsta să pot să evoluezi. Trebuie să vă spun că sunt foarte mândră de mine, așa. <gânt> când mi-am dat seama, când am realizat că, de fapt, um, având această dorință de cunoaștere, și având această dorință de a mă perfecționa, și având această dorință de a învăța în permanent tot ce e frumos și bun. Asta a fost întotdeauna, deci n-am învățat orice, să știți. Am avut un foarte, eu știu, clar senzor care îmi spunea e bine sau nu e bine, și la un moment dat și o atracție spre oamenii pe care admiram. Adică întotdeauna mi-a plăcut să mă înconjor sau să, eu știu, aspir la oameni absolut remarcabili. Și în felul acesta trebuie să vă spun că ușor ușor m-am -am ridicat, și la ora asta zic eu așa că dintre colegii mei sunt cea care am cele mai frumoase realizări. Deși nu am fost neapărat în liceu o elevă de 10. Eram cam de 9, 8, 9, așa, deci eram cam printre primii 10 dar nu prima. Și lucrul acesta vreau să-l să spun și pentru părinții care își doresc ca copiilor să aibă 10 pe linie. Nu întotdeauna 10 pe linie îți asigură și succesul în viață. E foarte important să înveți ce contează, și să înveți și să te descurci în viață. Eu, din acest punct de vedere, veneam la purtător cu o îndemânare pe care am moșterit-o de la mama și eu de la șapte ani am învățat să, din mâinile mele, să creez niște mici opere de artă, să cos într-un fel, să croșetez, să tricotez, să fac și mă străduiam ca ceea ce iese din mânuțele mele să fie ceva foarte frumos. Dacă nu ieșea din prima, desfăceam tot și o luam de la început. Adică lucrul acesta tare mi-a plăcut și am descoperit bucuria pe care o ai atunci când naști ceva frumos. Da, chiar vreau să vă întreb, că ați amintit că ați fost la liceul Moise Nicoara, da. o școală de top din Arad. Absolut. Dar mă gândeam că nu prea are legătură cu moda. Vreau să vă întreb ba... de unde... A venit această inspirație, și printre altele ați început să spuneți că da, cumva pic, de mică? De mică, de mică am văzut-o pe mama și asta este un alt uh, subiect care aș vrea să-l precizez și o constatare. Copiii de cele mai multe ori învață de la părinți, dar nu neapărat că învață ce vor părinții să învețe, ci noi îi inspirăm, noi prin ceea ce facem, ei uh, sunt foarte atenți la uh, ce văd că face mama sau tata. Și atunci, automat, cred că mulți dintre copii încearcă să reproducă și ei ce au văzut că făceau părinții. Și eu mi-am mintesc de mama care, că eram foarte mică, mi-aduc aminte cum am văzut-o cum taie un material și cum reușește să creeze o rochiță. Mi-a făcut o rochiță absolut senzațională și mie mi s-a întipărit în minte. Avea niște buzunărele în formă de inimioară. Și mi-a rămas în minte această imagine, și după aceea am încercat și eu să fac ca mama. Și uite, așa am început să exersez, pentru că totul este exercițiu. Dar ce pot să vă spun este că am prins drag de, de, de această activitate și de magia care se întâmplă atunci când ai în față o bucată de material. Și cu o foarfecă tai niște forme, după care le coși într-un fel și rezultă, eu știu, un produs, o piesă vestimentară care aduce multă bucurie atunci când o îmbraci, când o porți. Da, da cele spuse, sincer, mi-a mi adus și mie, sau mi-a fugit gândul și mie la părinți, în special la mama mea, care a fost și este croitorieasă da? și într adevăr printre altele făcea și rochii surorilor mele când era vorba de mers la o petrecere, la un nuntă da, sau da, ceva da. de genul ăsta, dar nu a sărit pe un alt nivel ca să facă altora, ci pur și simplu în cartier se știa da. că Maria da. e crăitoreasă. Da. da, eu cred că e foarte important ca indiferent ce profesie avem în viață, să știm să facem anumite lucruri. Este odată și o terapie, zic eu, dar este, eu nu știu să explic ca un psiholog, dar există, nu știu, ceva foarte interesant care se întâmplă între gândirea intelectuală, ca să spun așa, gândirea abstractă, pur și simplu, proiectată într-o activitate manufacturieră, când creierul și mâna ajung să fie pe aceeași linie, se întâmplă ceva foarte interesant și persoana respectivă care reușește să-și coordoneze mâinile astfel încât ceea ce visează cu ochii minții, ca să spun așa, reușește să facă, efectul este o încredere. O încredere care încep să o ai în propria persoană, o autoevaluare că da, pot, sunt bun. Și cred eu că asta contează foarte mult în viață, să ai um, validarea tu pentru tine, să, să ai o autovalidare, pentru că atunci când îți propui să faci ceva, um, indiferent că, nu știu, construiești un, um, o măsuță, un scaun, nu știu, pui un raft undeva sau faci o prăjitură sau, eu știu, nu um, spuneam, tricotezi ceva, de cele mai multe ori totul începe cu un vis. Dacă reușești cumva ca visul acela să-l transform în ceva real, dar real, încep să te simți foarte bine. Este o, o endorfină care se întâmplă în da. corpul nostru. Eu acum s-ar putea, la un moment dat, să pun niște întrebări, cumva, din perspectiva unui bărbat, da. sau, care să Sunt fie, poate, poate, foarte simple și clare din perspectiva unei femei, da. dar, poate, din perspectiva mea, nu. Dar ați menționat acolo testarea psihologică și mi-a fugit gândul să vă întreb care este diferența, de exemplu, pentru o ținută pe care o poate îmbrăca cineva care alege să meargă pur și simplu într-un magazin să o cumpere, să o probeze și să o poarte, sau dintr-o ținută care este creată special pentru acea persoană? Știi cum se întâmplă în viață? Uneori, uneori se poate întâmpla ca mergând într-un magazin în care există foarte multe piese vestimentare să întâlnești cam în viață piesa care odată ce o îmbraci te uiți în oglindă și zici yes, asta este. Da e, e, e o pură întâmplare se poate întâmpla, dar se poate la fel de bine întâmpla ca nimic din ceea ce probes să nu-ți vină. Diferența între această situație și atunci când ești într-un atelier și haina respectivă se creează pe tine, pentru tine, este foarte mare pentru că atunci când eu, de exemplu, am în față persoana pentru care trebuie să creez, țin cont de absolut tot ceea ce este în avantajul ei, încerc să elimin din construcția hainei ce o dezavantajează. Deci, alegem culoarea, alegem forma, alegem croiul care se potrivește și totul se face și se naște și se conturează în jurul siluetei. Persoanei care uh, poartă haina respectivă, dar uh, în mod special și țin să punctez asta, ținând cont și de caracterul persoanei. Pentru că până la urmă haina pe care o purtăm este cartea noastră de vizită. Asta ce înseamnă? Hai să traducem. E un șablon care se spune. Haina e cartea de vizită. Bun, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă eu sunt o doamnă serioasă, cu prestanță, da. feminină, haina trebuie să mă reprezinte. În momentul în care aleg ceva dintr-o altă zonă, cartea de vizită nu mai reprezintă cine este persoana. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că uneori văd în jurul meu persoane care își doresc, care poate sunt, pe unele chiar le cunosc, persoane serioase, dar care se îmbracă într-un mod în care uitându-mă, dacă nu le-aș cunoaște, provocator mă cunoastră. duce, mă duce în altă zonă. Da, deci Depinde ce vrem să exprimăm. Depinde ce vrem să scrie pe cartea noastră de vizită. Și dacă ne dorim să fim, eu știu, o persoană care avem și alte preocupări în afară de cele de carieră, lucrul acesta se poate realiza. Deci, până la urmă, e foarte important să stăpânim știința mesajului non-verbal pe care noi îl exprimăm cu haina pe care o îmbrăcăm. Procentual, cumva, cât la sută din femei? Știu să-și aleagă ținuta corectă sau potrivită. Eu aș zice că un 50%, 60% maxim. Hai, poate să fiu mai indulgent, hai să zicem 70%, ceva între 50 și 70%, nu toate. Și cum pot învăța, de exemplu? Când te... ești dispus să înveți, e ca, ca în orice alt domeniu. Găsești soluții, cauți profesioniști care se ocupă cu asta și, în primul rând, să înțelegi sau să. Alegi stilul în care vrei să apari. Acum, dacă mă întrebați, stilul ar trebui să fie ceva care e în noi și trebuie doar să-l descoperim, nu neapărat să-l impunem, dar mai există și lucruri forțate, ca să spun așa. Adică poți să alegi, domnule, eu vreau să apar ca o burgheză, ca o contesă ca o, nu știu, ca o apariție de film, ca o orice și atunci chiar dacă să zicem tu structural nu ești așa, dar poți alege un stil în care tu așa dorești să apari în public sau mă rog în societate da, de cele mai multe ori cele care sunt dispuse, doamnele care sunt dispuse să știe. Care este dress code-ul corect și care le avantajează? De obicei cer sfatul profesioniștilor. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori, și cu mare drag ofer. Mai greu este când unele doamne refuză să accepte orice sfat, ele știu foarte clar, eu le respect absolut opțiunile. Da. da. Cum am spus la introducere, și prima doamna României, doamna Carmen Iohannis, a ales casa de modă Elis și pentru da. asta implicit, ca să îi creeze da. mai multe ținute. Pentru aparițiile. Uh, public, și da. văd că în media, în presă, în televiziune uh, apare acest lucru. Cum uh, va impacta, să zic, această colaborare sau? Da, a fost, deci prima apariție a fost un imens, un boom de imagine, un imens succes a fost, mi-amintesc, -am, mi era în ziua de bună vestire în anul 2015, când uh, doamna Carmen Iohannis uh, mi-a solicitat uh, o ținută pentru ziua uh, principesei Margareta, era atunci, și știu că am adus, vre... eu de obicei când nu cunosc, mă rog, persoana, îmi place să îi ofer șansa de a alege. Și am pregătit vreo cinci ținute când am fost la întâlnire cu Dânsa. Și vreau să vă spun că patru au fost alese. Și atunci m-am bucurat foarte tare. Într-adevăr, ochii aceia a făcut ca în trei zile să mă pomenesc cu cinci televiziuni la ușă să-mi ceară interviu de, despre cum am creat rochia, cum a fost, a fost super apreciată și foarte admirată. Da, pe de o parte am fost foarte, eu știu, onorată de această responsabilitate și trebuie să vă spun că este o, o, o mare povară ca să faci ținuta impecabilă, pe care o vede o lume întreagă, adică vă dați seama întâlnirile președintelui cu, nu știu, președintele Statelor Unite sau a Franței sau când a fost cu uh, vizita papei în România, da. atunci am creat patru ținute și sunt foarte, așa, m-am bucurat are mult că a fost foarte apreciată și chiar papa i-a transmis prin nunțiu papal primei doamne că a apreciat în mod deosebit cum a fost primit și cum a, ce ținute a avut și a transmis felicitări designerilor care au îmbrăcat. Și am primit cu bucurie aceste cuvinte. De asemenea, a mai fost un episod foarte interesant când ne-a vizitat țara președintele Franței, Așa. și atunci i-am creat trei ținute doamnei Carmen Iohannis și la un moment dat pe parcursul zilei am primit un telefon din anturajul dânsei și am fost întrebată dacă sunt la atelier și am spus da, dar în momentul acela automat m-a trecut un fior și zic dar ce s-a întâmplat? Ceva? E o problemă? Trebuie să repar ceva? Și a zis a, nu, stați liniștită, suntem cu doamna Macron și în 15 minute suntem la dumneavoastră. <laughs> și atunci a fost, cred eu, cea mai emoționantă întâlnire din viața mea, că să ai în față două prime doamne. Da. Deci eu când sunt emoționată, sunt, vorbesc. <laughs> și am început să vorbesc în franceză, să-i spun că visam să mă fac profesoară de franceză, dar am studiat științe economice și uite, acum fac design și <laughs> sunt încântată că le primești. Doamna Macron, o, o lady, da, foarte prietenoasă, foarte calmă și drăguță. S-a uitat frumos la ținutele care le aveam în showroom și chiar a avut o remarcă. Aveam o ținută dintr-un material de brocat cu niște flori foarte frumos conturate și a zis, uite... O astfel de ținută iar place Melanie Trump. M-am simțit foarte onorată de faptul că personalități de prim rang au apreciat ceea ce eu am creat, dar trebuie să vă spun că în spate a fost multă, multă energie și preocupare de a învăța și de a studia, de a fi, eu am fost un autodidact până la urmă, de a studia stilul care conturează, eu știu, profilul unei unei doamne. Pentru că, vedeți, în modă sunt foarte multe stiluri. Depinde ce alegi. Te niciodată nu m-a atras ideea asta de avangardă, de, eu știu, ținute nonconformiste. Întotdeauna am simțit așa o atracție spre stilul clasic, dar un clasic, eu știu, nou, un stil clasic, o notă de nonșolanță, ca să spun așa. Întotdeauna, într-o ținută clasică, am încercat să creez, eu știu, o mică diversiune, astfel încât să-i dau o notă proaspătă și persoana care îmbracă o astfel de ținută să se simtă actuală, pentru că moda înseamnă, de fapt, nou. Dar noul acesta e de mai multe feluri și eu am ales să construiesc pe zona aceasta de frumusețea care trece pragul timpului. Și să înțeleg că acest lucru cumva și diferențiază brandul Elis da, de celelalte de case de modă, de, moto, da, de da, exemplu. Da, da. Da, și ce mă bucur foarte tare este că acum, de o vreme, văd în jurul meu acest curent foarte clar de promovarea sustenabilității și, eu știu, în creația vestimentară să avem dezvoltare durabilă și sustenabilă și asta ce înseamnă? Înseamnă ca hainele în care s-a înmagazinat eu știu, anumite resurse materiale, anumite energie așa, să poată să fie utilizate pe o perioadă mai lungă și eu acum trebuie să vă spun că majoritatea pieselor de colecție le-am păstrat pentru că mi-a fost foarte greu să mă despar de ele și am constatat că scoțându-le din, din dulap sau din depozit, ca să spun așa, și făcându-le vizibile, au fost alese de multe vedete pentru a participa la diferite evenimente și lucrul acesta m-a încurajat foarte tare. Înseamnă că creațiile mele au trecut proba timpului și înseamnă că e, e bine, e bine ce am construit. Știi, totdeauna am avut așa o frică, deci tot parcursul ăsta am simțit o frică că nu sunt destul de bună, nu fac exact ce trebuie după o vreme am început să primesc confirmări că așa, sunt așa. că sunt pe drumul cel bun și ați scăpat da. cumva de, da, de frici. această frică da, da. mi-au trebuit mulți ani, mulți ani iar pentru asta trebuie să vă spun că apropo pentru cei care își doresc să construiască o carieră de succes în modă am avut foarte foarte multe ieșiri la rampă ca să spun așa ieșiri pe scenă Colecții, zeci, sute de colecții. Mi-a plăcut și să mă joc cu materialele, și să creez forme noi, și să experimentez tot ceea ce eu știu, visam atunci când atingeam un material, când uh, ajungeam să îl cunosc, pentru că și materialele sunt ca și oamenii, foarte diferite. Și fiecare material e potrivit la un anumit uh, model. Nu poți să faci orice haină, nu poți să construiești orice volumetrie, nu poți să dai o formă fluidă să zicem unui, uh, uh, unui, unei piese dacă materialul nu te ajută. Și atunci unul dintre lucrurile care tare mult m-au inspirat și eu știu, uh, am stat asupra lor a fost dialogul ăsta, povestea cu materialele. Cum place mie să spun, plăcerea aceasta de a sta de vorbă cu materialele și a le întreba ce vor ele să devină. Aș dori cumva să mut puțin direcția discuției înspre partea de antreprenoriat. Și după 30 de ani da. de deținut de frele. Da. cred că aveți multe să ne spuneți care ar fi o rețetă a succesului sau ce ar trebui să se întâmple așa încât uh, orice companie care, uite, de exemplu, poate astăzi începe sau cei care ne urmăresc vor să-și deschidă o business, o afacere în orice domeniu, să reziste în timp peste 10, 20, da. 30, da. chiar mai departe la generațiile următoare. Da, uh, Silvia, formația de economist m-a ajutat maxim. Dacă nu aveam cunoștințele necesare de elementară organizarea unei firme, de evidență contabilă, și eu știu, structura prețului de cost, admirația și mulțumirea pentru profesorii mei din Universitatea de Vest din Timișoara, și eu am terminat Facultatea de Finanțe Contabilitate. Dacă nu aveam această imagine de ansamblu care este în spatele acestei magii, nu cred Așa. că rezistam. Și lucrul acesta nu pot decât să-l recomand tuturor celor care vor să fie antreprenori. Cunoștințele de evidență contabilă și cunoștințele financiare, educația financiară extrem de importantă. Este zic eu cam 50% din softul business-ului. Deci, să înțeleg cumva că facultatea de științe economice va da. pus structura cumva exact. pentru uh, viitorul antreprenor. Exact. Și a îmbinat și pasiunea, pasiunea moda și da. Deci da. am aș, cunoștințele dobândite. Deci am terminat cu 9, ,75, deci am fost o studentă bună, tot așa mi-a plăcut, nota 10. Da. Dar, uh, uite, a mai fost o, o, eu știu, un episod care probabil că m-a motivat sau îndrăgit ca să o iau spre modă. Uh, nu, nu, nu știu cât știu despre asta, dar acum dacă am venit la tine, poate îl povestim un pic. De exemplu, în anul 2 de facultate terminasem sesiunea cu 10 și atunci am fost recomandată să intru în rândurile membrilor de partid. Înainte de asta participasem la un concurs Creație, Muncă, Frumusețe Așa, și nu? am primit titlul de Miss Centru Universitar Timișoara. Ei, cu cele două, zicem, studentă de 10 și Miss Centrul Universitar Timișoara, am fost recomandată să fac parte din... Se califica direct. Exact. <laughs> și am făcut o cerere că așa trebuia să se întâmple și cererea mea a fost pusă în discuția anului. Eram peste 100 de studenți. Și trebuie să vă spun că s-a întâmplat atunci un incident, ca să zic așa, sau mă rog. Și unul dintre colegii mei, care provenea din rândurile clasei muncitare, când s-a discutat cererea mea dacă tovarășa Rațiu Elena poate să primească aprobarea, că trebuia să tot să fie de acord, acest coleg a spus nu, eu nu sunt de acord. Tovarășa Rațiu e preocupată de modă, își vinde cartela, își face haine și nu cred că ar face cinste membru de partid. Propun Respingerea o respingere a da cererii. Vă dați seama că eu, studentă de 10, parcă mi-a căzut cerul în cap și am zis, Doamne, nu se poate așa ceva. Adică, și a zis, cine este pentru, cine împotrivă? Bineînțeles că trei sferturi au spus că da, sunt de acord. Și am fost respinsă. E, acest afront care l-am simțit și care, mă rog, mi-a fost adresat direct, m-a făcut să simt o mare nedreptate. Adică mi s-a părut nedrept ca pentru că eu făceam eforturi, nu că îmi cumpăram, vineam cartela, într-adevăr, dar eu mă descurcam și îmi cumpăram un metru de pânză și îmi făceam, eu știu, un pantalon după așa sau o bluzică și o coseam la sa din uh, cămin și uh, arătam întotdeauna cochetă, că unul dintre profesori îmi spunea arbitru eleganței. Ei, când a venit Revoluția, am simțit nevoia să fac dreptate. Poate vântul acela al libertății și toate fenomenele care s-au întâmplat în țară, și când oamenii au început să uh, își rescrie traiectoria vieții, m-a făcut să mă gândesc foarte tare la acel moment în care eu m-am simțit teribil de nedreptățită, și a fost poate motivul. Pentru care m-am gândit cum să fac astfel încât femeile care sunt frumoase să nu trebuiască să se simtă pedepsite că sunt frumoase. Adică, cumva simțeam nevoia să, eu știu, plim stindardul ăsta al eleganței în libertate și să le văd frumoase pe toate femeile din jurul meu. Și cu cunoștințele dobândite în facultate am început acest business pe domeniul vestimentației și având în minte casele de modă pe care eu le admiram, uitându-mă la televizor, mă uitam la RT4, Canale 5 și trebuie să vă spun că am învățat italiană doar privind la televizor. Erau niște emisiuni absolut fascinante, stăteam toată noaptea și mă uitam la defilările de modă, moda sotolestele. stele, și după ce am avut prima colecție și așa făcută de mine la mașina de cusut din bucătărie, cu primii bani care am început să-i câștig vânzând piesele care le-am făcut, m-am dus la Milano și am reușit să intru într-o sală de prezentare, cum noi în România nu avem nici acum, după 30 de ani. Noi nu avem o sala sfilate cum există în, în Italia și, mă rog, în țările dezvoltate, dar noi nu avem niciun sistem al modei. Noi nu avem o cameră națională de modă românească cum există în toate țările în care moda s-a dezvoltat. Pentru că noi, fiind în sistemul totalitar comunist, la noi moda a fost așa egalitaristă, că toți da. trebuia să fim egali și nu exista nici proprietatea privată în care, să zicem, unii, eu știu, exponenți ai mediului economic să poată să-și permită să cumpere piese vestimentare cu sume. Zeci de mii de nu, euro sau mă rog ce erau, toți aveam un anumit nivel de, deci era o diferență de 1 la 7, mi se pare, între venituri, nimeni nu putea să depășească și atunci normal că și moda -a, a fost updatată la acest sistem în care piesele vestimentare erau la un nivel în care puteau să fie cumpărate. Ei, hey, când s-a întâmplat libertatea, într-adevăr, am început să avem oscilațiile astea de valori, însă, în același timp, noi, cei care ne-am angajat pe acest drum al modei, nu am reușit să ne adunăm și să facem un sistem în care să existe niște criterii valorice. Cum Există peste tot. Cum a fost mediul de afaceri în anii 90? Sau economia, așa? Era un teren virgin și atunci se vindea mult mai ușor. Cum nu, nu mai e posibil chiar așa ceva? Și era, nu știu, și un entuziasm. Mă rog, toți eram la început și. Mă bucur că suntem dintre cei care am scris istoria și că m-a întrebat chiar la început, dar noi atâtea avem de povestit cum ne-am reușit să rezist. Este tenacitatea și ambiția de a depăși orice obstacol. Care ar fi provocările din ziua de astăzi? A, sunt multe. <laughs> sunt foarte multe. Provocările, în primul rând, vin din um, ofensiva online-ului. Deci, Așa. aici economia s-a globalizat prin online. Acum uh, ai posibilitatea să cumperi piese vestimentare dacă ne referim la modă, nu? La da. fashion. Poți să cumperi de pe site-uri uh, din toată lumea. Ai acces și le vezi. Normal că nu recomand neapărat uh, această metodă de a cumpăra pentru că haina trebuie îmbrăcată. Haina trebuie să uh, o pui pe tine să vezi dacă se potrivește conformații, dacă ți se asortează ca și cromatică, ca și formă, ca și stil, dacă se potrivește. Ei, lucrul acesta poți să-l afli după ce ai primit pachetul, dacă alegi să cumperi în online. Pui pe tine, te uiți în oglindă și vezi dacă e bine sau nu e bine. În continuare, consider că dacă Poți, e foarte bine să ajungi în showroom sau într-un magazin să probezi haina și de-abia după aceea să o cumperi, dar criza de timp în care suntem, și asta este una dintre marile provocări, pentru că am foarte multe femei de top care, mă rog, agrează stilul creat de mine și care de multe ori foarte greu ajung să ne întâlnim datorită lipsei de timp. Asta este ceva care ne afectează foarte foarte și tare. Și cum vedeți perspectiva de viitor în sensul ăsta, adică va lua online-ul mai mult din acest segment care încă este offline sau Pentru lucrurile bazice, probabil că da. Dar să știți că eu totuși Cred că reconsiderarea, eu știu, stimei de sine a femeilor ar putea să ducă la a crea timp pentru ele și pentru a-și alege haina care le stă bine. De multe ori, văd în jurul meu femei foarte valoroase, din dorința de a rezolva cât mai multe probleme, au ajuns în zona masculină, de energie masculină. Și în, atunci când o femeie este în energie masculină, nu mai are timp să-și aleagă haina, nu mai are timp să uh, creze, eu știu, un culoar în care ea să meargă, să se aranjeze, să aibă uh, o atenție pentru ea. Și eu mă gândesc, acum m sunt foarte multe curente de revenirea femeii la energia feminină. Văd femei care ies din căsnicii în care nu se mai simt confortabil Așa. și ele fac lucrul acesta. Văd o reconsiderare a eu știu, valorii pe care o are femeia și o cunoaștere de sine. Și lucrul ăsta mă bucură, că asta înseamnă că la un moment dat încetul cu încetul încep să înțeleagă tu ca femeie cât de important este pentru fiecare femeie ca ea să fie o bucurie pentru cei din jur. să-și pentru... să exprime, până la urmă, feminitatea. Să-și exprime mm. feminitatea și asta, credeți-mă, ține și de felul în care este îmbrăcată. Pentru că o haină ți-aduce bucurie. Uh, orice femeie, eu, eu văd lucrul ăsta așa de clar, când o femeie e frumos îmbrăcată, toată lumea îi face complimente, toată lumea îi zâmbește, copiii spun, mami, ce frumoasă ești. Soțul spune, vai ce bine arăți, draga mea. Noi avem șansa asta ca Haina să devină aliatul nostru cel mai de preț. Și de multe ori, preocupate de lupta pe care o avem în jur, uităm de aliatul nostru cel mai de preț, care este ținuta pe care o purtăm. Deci, Credeți-mă, atât de mult influențează felul în care ne îmbrăcăm, rezultatul activității noastre și a muncii noastre. Și dacă e să mă refer la asta, sunt multe femei care efectiv au venit la mine și mi-au spus că și-au construit cariera cu ținutele pe care le-am creat pentru ele. Pentru că o haină vorbește și atunci când tu taci. Ce înseamnă eleganță? În designul vestimentar. Pentru mine eleganța înseamnă armonie. Întotdeauna am fost preocupată ca în ceea ce creez, haina pe care o propun unei femei să aibă un echilibru și să aibă o armonie. Și asta am căutat întotdeauna. Care sunt obiecțiile pe care le întâlniți, de exemplu, pentru o persoană, o femeie care, de exemplu, are de ales la să meargă la un eveniment? se gândește probabil ce să facă, să meargă într-un magazin sau chiar undeva online să comande o ținută sau într-o casă de modă. Ce rețineri sau obiecții au aceste persoane? Nu e vorba de obiecții, e vorba că fiecare femeie simte cum ar dori să care este starea pe care ar dori să o aibă. Sunt femei care își doresc să apară ca niște vedete de la Hollywood. Și sunt femei care doresc să fie să aibă o apariție mai relaxată, să zicem, nici neapărat roche lungă. Că de multe ori, într-adevăr, apare ca dress code uh, black tie. Black tie care înseamnă rochea lungă, femeia să nu aibă picioarele la vedere. <laughs> Dar. Uh, foarte, de cele mai multe ori, femeile evită să fie neapărat în rochii lungi. Le place să aibă o ținută confortabilă și mai practică. Pentru că o rochie lungă presupune, eu știu, anumite... Um, și trebuie să fii la brațul unui bărbat, de obicei, când ești cu rochie lungă, adică nu prea merge să fii femeie singură. Dar, în același timp, foarte important să înțeleg ceea ce își dorește fiecare femeie. Asta este ceea ce contează. Nu au obiecții în mod deosebit, ci doar îmi spun: "Uite, aș vrea o rochie lungă, vreau să fiu regina serii sau nu vreau o să fiu să mă simt confortabil, să pot să stau în orice situație când conduc sau nu, că e cam greu să conduci cu rochie lungă, dar se poate și asta. Mm -hmm. Trăim totuși într-o lume în care, să zicem, și partea financiară contează și întrebarea este care este diferența, până la urmă, și la preț sau aproximativ dintr-o ținută aleasă dintr-un magazin da. și cea care este creată special pentru tine. Că posibil și multe dintre femei să aibă cumva percepția că nu mă duc acolo la casa aia de modă, că Ei, dacă eu, am brăcat o și pe prima doamnă, exact, mulțumesc cine pentru, știe ce scump o fi acolo. Exact, mulțumesc pentru această minge la fileu care mi-ai ridicat-o. Am uitat să spun că exact asta s-a întâmplat și cu mine. În sensul în care cum m-a impactat colaborarea cu prima doamnă, a fost și o reținere din partea multor cliente care nu mă cunoșteau și care nu știau ce prețuri practic, pe ideea că cum să mă duc la Eli pentru o rochie, o îmbracă pe prima doamnă, cine știe ce scoruri are. Și marea surpriză a fost când chiar au venit câteva persoane și a spus, uite, am venit, mi-am făcut curaj să vin, vreau să văd prețurile. Și când s-a uitat la prețul și a zis, Doamne, da, e ceva absolut rezonabil. Motivele pentru care mă mai critică prietenii cunoscători este că am prețuri prea modeste pentru valoarea pe care o ofer. Dar eu întotdeauna mă uit la bugetul, eu știu, celor din jur și încerc să fac în așa fel încât hainele mele să ajungă la cât mai mulți oameni, nu doar la cei care au bugete consistente și pentru care nu contează. Că dau 1000 de lei sau 1500 pe o haină, deci nu contează bugetul. Și din cauza asta, de multe ori, reduc prețul atât cât să fie o punte care să asigure. Toată lumea să câștige, toată, toată lumea să da, fie mulțumită da, până la da, urmă. Da, da. Și, într-adevăr, atunci când se lucrează o piesă în atelier, e mult mai costisitor și prețul este mai mare decât la uh, un produs. Uh, care peste fabricat pe o linie de fabricație. Exact, exact, și, pur și, simplu, exact, o... și se croiesc mai multe de tot, deodată. Da. Dar, oricum, noi ceea ce facem, facem linii foarte scurte, adică la noi nu se croiesc sute de piese. Se croiesc până în 10 bucăți, să zicem, pe fiecare model. Deci, oricum există, o, eu știu, un coeficient consistent de nu neapărat de unicitate, dar de singularitate, să zicem de piese vestimentare și asta le dă și o anumită valoare pentru că piesele care se croiesc în număr mare nu au aceeași valoare ca și cele care sunt serie limitate, cum s-ar spune. Da, deci să înțeleagă toți cei care ne urmăresc că prețurile sunt rezonabile Absolut. și nu da, deci, sunt exorbitante. Da, deci sunt foarte, eu știu, uimite unele persoane care știind că... Am îmbrăcat vedete, că mă rugam un palmares onorant și foarte frumos. Poți să-și cumpere de la noi, începând de la unele piese vestimentare, începând de la 200 de lei, să zicem 300 de lei, 400, 500, în sfârșit. Deci piese vestimentare care sunt foarte ușor de cumpărat, accesibile. Da, și aș dori cumva să mai menționez aici, să le amintesc celor care ne urmăresc, din perspectiva mea de antreprenor, că și acest lucru, până la urmă, este un factor care garantează succesul pe termen lung. Sunt și tinerii care vor acum să se apuce de antreprenoriat, au impresia sau își doresc cumva, că, nu știu, acum îmi deschid o firmă și, și până la Paști să da. o să devin milionar sau ceva uh -uh. de genul. Uh -uh. În timp adică este un lucru pe care trebuie să te gândești ce vrei de la businessul ăla. OK. Exact. Vrei să l ai peste 10, 20, 30 de ani sau chiar o viață? Să-l dai mai departe? Uh, da. Trebuie să manageriezi toate lucrurile din acea perspectivă. Odată să mulțumești exact. clientul ca să revină înapoi, odată prețurile exact. să fie acceptabile, și pentru client, dar și pentru tine așa exact. încât toate cheltuielile să fie uh, scoase și să fie și un profit pentru a îmbunătăți an de an exact. uh, businessul și iată așa pas cu pas se da, ajunge deci la zeci vorba, de ani. Exact, este vorba de un produs de masă care uh, pretaporte, cum se spune sau ready to wear care este accesibil și care poate fi cumpărat ușor și după care evident că există și ținutele mai speciale, rochii elegante și rochii de seară în care se consumă multă manoperă și eu știu, țesături prețioase. Și acolo, într-adevăr, prețurile sunt din alte categorie, Încep la, nu știu, 300 de euro și merg până la 1000. Să zicem, Dar e o vorba de categoria de ținute deosebite, nu ținute de toată ziua. Deci există și varianta asta. Exact. Procentual, aproximativ, cam cum stăm? Să zicem că 60% sunt pretaporte și 40%, 40 ne? sunt cutiuri, să zic așa, lucruri făcute cu multă manufactură, cu piese deosebite. Da. Deci preponderent mie personal îmi plac foarte tare ținutele easy to wear, îmi place mie să le spun. Mm, da. Îmi plac ținutele care le porți ușor, care le realizezi ușor, care se potrivesc la cât mai multe persoane sunt foarte vestibile. Și în felul acesta văd cât mai multe femei fericite care vin, găsesc, cumpără. De obicei, cam fiecare femeie care intră la noi în showroom, sigur, măcar o piesă cumpără. Dacă nu, 2, 3, 4, 5, 10, depinde de nevoi, de ceea ce găsim la mărimea respectivă și ceea ce își dorește. Da, din câte am înțeles, aveți o linie vestimentară, mai serioasă să zic, nu extravagantă, da. și care a ținut pasul vremurilor sau pasul timpului și totuși aș vrea să vă întrebă, nu știu, care sunt tendințele în modă și cât de repede se schimbă și cum pot acestea totuși să influențeze acest stil Clasic, să zic. Tendințele se schimbă, dar nu dramatic, ca să spun așa. Deci sunt ușoare influențe care se întâmplă în fiecare sezon. Ce pot să vă spun este că constat că există o ciclicitate și, practic, la ora aceasta, de exemplu, moda anilor 80-90 este foarte în vogă. Uite, apropo, și floarea care o am eu aici, așa. de exemplu. Asta este o floare pe care o făceam prin anii 2000. Și acum, din nou, toată lumea poartă flori. Se întâmplă un ciclu, nu prea pot să mai inventez, că s-a inventat tot ceea ce era de inventat. Au fost mari creatori care au făcut niște lucruri absolut sensaționale. Deci, dacă încep să studiez ținutele create de marile case de modă, Rămâi absolut impresionat și fascinat de câtă creativitate și câte forme și câte croși și pe siluetă și acum foarte la modă este iar pentru tineri extra largi. Dar această tendință de extra largi. Eu o văd și chiar discutam cu câteva persoane maestre în arta croitoriei. Cred eu că este o reacție la lipsa profesioniștilor din modă, pentru că ușor ușor au început să dispară. Nu mai există uh, acei uh, croitori care modelează pe, pe persoană. Deci o haină bine croită stă impecabil. Îți pune silueta în, în valoare. Are gulerul cum trebuie, are umerii cum trebuie, are talia, are absolut totul. Ei, ca să faci așa ceva și să îmbraci omul, e un fel de sculptură pe care îl faci așa. pe persoană, îți trebuie o mare uh, uh, pricepere și îți trebuie o inteligență și o manualitate și un, un alt grad de manufactură. Din păcate, ceea ce uh, constatăm în ultimii ani, în care acum toată lumea este în lumea virtuală, toată lumea se mișcă acolo cu dexteritate în lumea virtuală, în lumea digitală, din școli au început să dispară tendințele astea de a le arăta copiilor cum pot ei să facă astfel de opere de artă și ușor, ușor au început să dispară și adevărații meșteri, adevărații meseriași. Aflam la un moment dat, vizitând uh, în 96 Casa de Modă Pierre Balmain din Paris, cel mai important este lui primul de l atelier. Deci în ateliere există lumea educată în... Uh, în profesionalism, există această preocupare de a duce mai departe arta, arta aceasta a vestimentației. la noi nu mai este. Și probabil că la scară mondială se întâmplă niște fenomene, și atunci au fost inventate aceste ținute extra-largi în care poți încăpea indiferent ce dimensiune ai. Pui un palton din asta pe tine, pui un sacou din asta pe tine, care indiferent ca ai mărimea XS, S, M, L, este merge. Okay. Este ok. Și mă rog, este și asta o modă ca să nu mai vorbesc de uh, estetica urâtului, nu? Pentru că au apărut și niște sneakers și niște, uh, eu știu, pe la gucci sau nu mai știu la ce, oricum, nu m am uitat la așa ceva în care sunt vânduți cu mii de euro niște pantofi, niște așa deteriorați, uzați, urâți. Asta este o altă filă, să zicem, pentru cei care doresc, pentru că nu toată lumea dorește să trăiască în armonie, în echilibru și în frumos. Și cum există libertatea de a alege, e liber fiecare să facă orice. Da, probabil există un procent, să zic așa, de persoane care își doresc așa cum da, cumva da, să da, iasă există în, ca în evidență de Este ca da, un fel de revoltă. Într-un mod deosebit, așa da. Spun. Curentele sunt diferite și unii, într-adevăr, aleg ce este frumos și echilibrat, iar alții aleg ceea ce este rupt, spart și da, ce părere aveți, de exemplu, despre feminizarea bărbaților și masculinizarea femeilor în mod? O părere foarte proastă, și despre una și despre alta, da. Dorința femeilor de emancipare cred eu că a fost prea. s-a acutizat și s-a bătut prea multă monedă pe asta. Nu vreau să zic că nu e bine ca o femeie să poată să trăiască pe propriile picioare și să poată să își exprime personalitatea făcând, având o carieră și făcând, eu știu, un balans între inteligența ei și, eu știu, gradul de profesionalism pe care poate să-l dobândească. Dar de aici până a deveni lider, deci eu am ceva împotriva leadership-ului la femei. Așa. Și aici o să mă o să supere toate femeile pe mine. Eu cred că leadership-ul ar trebui cultivat cu precădere în rândul bărbaților, pentru că leadership-ul este cu energie masculină. Și eu cred că noi, femeile, avem un rol foarte important în a echilibra Universul masculin prin prezența noastră, astfel încât bărbații să ia decizii corecte să ia decizii eu știu care să asigure un echilibru în familie în viața de toate zilele nu cred că trebuie neapărat noi femeile să conducem eu cred că sceptru și, trebuie să fie și totuși, la ac și totuși acum vreau cumva iarăși să vă ridic mingea la fileu sunteți o persoană puternică o femeie de succes și în ăștia 30 și ceva de ani de business de antreprenoriat au fost necesare și niște aptitudini și abilități de leadership acolo. Da, Cum se. Da, știți, ce sunt? eu sunt un caz particular și să zic eu așa, un destin trist, să spun așa, pentru că mie mi-a dispărut bărbatul printr-un accident. A trebuit să devin și capul familiei când s-a întâmplat nenorocirea, și de aceea am devenit puternică nu că am vrut eu, ci că trebuia. Într-adevăr, noi femeile avem o forță interioară extraordinară, dar dacă m-ai întrebat de ce se întâmplă cu bărbați, de obicei bărbatul nu se simte confortabil atunci când femeia este mai puternică ca el și când ea demonstrează că poate ceea ce el nu poate. Și atunci el cade în energie feminină. Și atunci nouă nu ne place femeilor să vedem bărbați care nu sunt bărbați, cum și bărbaților nu le place să vadă femei care nu sunt femei, ca să zic așa, am pus ghilimele da. de rigoare. Adică eu cred că trebuie din nou merg pe echilibru și pe armonie. Noi cu energia feminină putem să upgradăm energia masculină a bărbatului, și el poate să ne dea încredere că putem să creem. Noi femeile suntem cele care crem, creem relații, creăm o atmosferă frumoasă în familie, în societate, sunt atâtea lucruri care au nevoie de empatia femeilor. Și femeile sunt cele care sensibilizează bărbații, dar în momentul în care noi luăm frele și noi conducem. Bărbatul rămâne fără frâie și atunci normal că nu se simte bine, atunci merge și se pensează, merge și se îmbracă în haine de femei, merge și, eu știu, se căsătorește cu femei care au o situație financiară consistentă. Se și... întâmplă tot felul păi de, se întâmplă de situații. Și femeile se plâng că bărbații nu mai sunt bărbați. Da, nici femeile nu mai sunt femei și uite așa s-a schimbat Da, și, -a totuși, schimbat și, și totuși să înțeleg că există o posibilitate sau se poate să fii și o femeie puternică dar în același timp să-ți păstrezi și partea de feminitate exact, deci revenirea la normalitate a înseamnă de fapt să ai conștiința valorii tale ca femeie, dar în același timp să lași de cezarului cea cezarului, lasă bărbatul el să aibă eu știu, ultimul cuvânt, ca să zic așa. Nu, da, dragă, am înțeles. Episodul nostru se pregătește așa de, de, final da. aproximativ. Dacă am putea face așa o, un mic cuprins, ce lecții sau ce sfaturi sau ce lucruri ați putea împărtăși celor care v-au ascultat în această călătorie a vieții și pe partea antreprenorială, dar și pe partea de viață pur și simplu, Acum, iată, după 30 de ani de antreprenoriat, de succes. Sincer, nu știam când am pornit pe drumul acesta cât va dura și dacă va fi de succes sau nu. Ce pot să spun este că e foarte important să-ți identifici vocația să-ți descoperi talentul. Da. Să înțelegi ce te face fericit. Cred eu că unul dintre motivele pentru care am reușit să am acest parcurs frumos a fost și faptul că la un moment dat am înțeles că bucuria mea este atunci când fac o haină și îmbrac o femeie și o văd fericită și îi văd bucuria pe echip. Și aici trebuie să spun că am avut... Parte de încurajarea bărbatului de lângă mine, care a fost soțul meu și care a zis: Măi, eu nu știu ce vrei tu să faci când te uiți la un material, tu deja îl visezi, nu știu ce vrei tu să faci, dar eu sunt aici lângă tine și te susțin. Și de asta vreau să spun că e foarte important, toată, să-ți identifici calea, să-ți descoperi talentul. Să mergi pe el, dar uh, foarte important este și să vezi totuși uh, ce aliați poți să ai pe drumul ăsta, pentru că e nevoie să uh, găsești pe cineva care măcar îți spune o vorbă bună odată, sau că de multe ori nu neapărat o sumă este cea care te ajută. Câteodată da, dar nu întotdeauna. De multe ori o încurajare. Este mai valoroasă decât o, un aport financiar. Cel mai important lucru este să vezi ca ceea ce faci tu să aibă cineva nevoie de acel produs. Ceea ce produci tu să aducă bucurie cuiva, și emoția pe care o generezi prin ceea ce faci să-l determine pe cei din jur să vină spre tine și să spună vai ce frumos sau ce bun sau așa. Cât costă? Dacă reușești să ajungi la punctul acesta, înseamnă că e ok. Și după care să nu te oprești. Că mie mi-a mai rămas ceva în minte și aș vrea cumva să repet acum la final, o dată pentru mine și o dată și pentru toți cei care ne urmăresc, faptul că, cum ați spus, visul sau ceea ce îți place ție este foarte important pentru Absolut. a avea succes. Da. Dar ce am observat că, cum ați spus, acea facultate de științe economice... V-a dat o structură, o bază. Exact. Și aici, cumva, eu văd o percepție, cumva diferită sau cred că unii înțeleg, ok, mă pasionează lucrul ăsta, mă dedic lui și o să am succes. Pe de o parte, pe dar de pe parte. de altă parte, trebuie să te gândești ce abilități ai nevoie Casi. pentru a avea un real succes. Adică ok, ca antreprenor nu îmi place nici mie, nu știu, niște lucruri de contabilitate sau alte lucruri pe care totuși trebuie să le știu pentru a privi cum avea, avea o viziune de ansamblu asupra business-ului și asupra economiei până la urmă. Da. Acum adevărul este că dacă, de exemplu, aveam șansa ca în familie să am pe cineva, mama, tata, fratele, nata, așa, care erau foarte buni pe zona asta de finanțe, contabilitate, Probabil că nu era necesar să știu eu totul, dar uh, am avut la purtător cunoștințele astea și mie mi-au folosit în situația în care în familie există cineva foarte apropiat care are, are aceste abilități, dar fără ele nu se poate. Mulțumesc da. mult, a fost o plăcere discuția noastră și sper ca toți cei care ne urmăresc să își extragă fiecare personal ceea ce cred ei că li se potrivește și au nevoie, așa încât să vadă cumva departe, să facă niște pași zi de zi ceva, cât de mititei, dar să facă ceva în plus față de ieri. Asta parcă e dorința mea. Eu ar zice să nu uităm să visăm frumos și după aceea să facem tot ceea ce este nevoie ca visul să prindă contur. Mulțumesc frumos! Cu drag mare! Sunteți minunată! Și vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ați rămas până la final. Nu uitați să apăsați și butonul subscribe, să mărim comunitatea așa încât aceste experiențe să ajungă la cât mai multe persoane. Dragilor, vă stimez și ne vedem săptămâna viitoare.